Eu cred că o să aflăm vinovații. O sincopă foarte tristă pe care am avut-o pe 10 august în 2018. O manifestație pașnică. Au venit oamenii în concediu, în plină vară, să arate că nu mai sunt mulțumiți și nu mai tolerează PSD-ul. Reacția autorităților a fost disproporționată. Cei care au instrumentat suprimarea manifestației din 10 august, probabil au crezut că dacă s-a putut la Mineriadă, se poate și acum. Și vă spun, dragii mei, nu se mai poate. Fiindcă românii sunt un popor liber. Și își exprimă voința prin vot, nu cu bâte.